sunt în Biblie psalmi fără titlu, fără să fie menționat autorul, anonim. Eu cred că pe aceștia i-am putea lua să fie psalmii noștri. Și dacă ar fi ca psalmul 104 de data asta să fie al fiecăruia dintre noi, citesc doar din finalul lui. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Amin. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur în Domnul, binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Cuvântul citit din a 2 Corinteni, capitolul 9, este așa cum poartă un titlu puțin mai sus, dedicat dărniciei. Să știți că Biblia se ocupă mult de capitolul ăsta. Cineva a avut pasiunea să numere și a găsit în Biblie vreo 700 de versete care se referă la bani, la dărnicie, la domeniul acesta. De altfel spunea Domnul că unde-i comoara, acolo este și inima. Scrie aici în versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Înainte de a vorbi de dărnicia noastră, vreau să spun ceva despre dărnicia lui Dumnezeu. Care-i darul lui nespus de mare? Domnul Iisus Hristos, mântuirea, viața veșnică. E darnic Dumnezeu să ne dea o veșnicie. Și l-a costat asta. A dat pe Fiul Său pentru noi. Apoi scrie în Romani, capitolul 8, că nu-i doar atât. Versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? De altfel, noi trăim în mod absolut din dărnicia lui Dumnezeu. Viața noastră, natura, tot ce este, e darul, sunt darurile lui Dumnezeu. Tot ce mâncăm noi, tot ceea ce suntem, tot ce vedem, totul e darul lui Dumnezeu. E creația Lui care a așezat-o în folosul ființelor create. Și din toate acestea e normal, cum am spus de la început, să-i se aducă lui Dumnezeu slavă. Să-i se spună tot mereu, mulțumim, Doamne! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Bancă mai spune Biblia în aceeași epistolă Romani 11:28 că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date. Îi darnic cu adevărat. Dă din plin și nu-i pare rău. Dar noi, cât de darnici suntem? Cred că în primul rând ar trebui să ne întrebăm de ce să dăm? Ce motivație avem? În primul rând, cred că trebuie să dăm fiindcă suntem datori. Cum spuneam, Dumnezeu ne-a dat de toate. În prim plan ne-a dat cele spirituale, dar și cele fizice sunt adăugate în pachetul acesta de har. Scrie Roman 15 de la versetul 26, că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare către cei de la Ierusalim. Negreșit, au avut bunătate, dar era și o datorie. Deci a da e o datorie. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Adică de ce suntem datori să dăm noi la casa Domnului? Noi beneficiem de ce este în casa Domnului. Câte predici, câte rugăciuni, câte cântări, clădirea aceasta. Suntem datori, asta e pentru noi. Atât biserica fizică, ziduri mă refer și toate serviciile care le avem, cât și biserica spirituală. Noi suntem datori, am beneficiat prin biserică de toate acestea. Mulțumim Domnului. Să nu uităm așadar de această datorie. Spune Pavel și în Galateni, capitolul 6, versetul 6, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte în toate bunurile sale și celui ce îl învață. Este o datorie fizică pentru ceea ce primim noi în plan spiritual. În al doilea rând, este o compensare. De ce să dăm? Pentru că bunurile sunt distribuite neuniform.
Unul are mai mult, altul mai puțin. Unul are astăzi, poate mâine va avea un altul. Și spune Solomon în Cartea Eclesiastului la capitolul 11 și trebuie să ținem cont de aceasta și în mod deosebit economia de piață arată că poți fi azi bogat, mâine să falimentezi, poate veni o catastrofă naturală sau altceva, sau boală, aruncă spâinea pe ape și după multă vreme o voi găsi iarăși. Pentru unii Adam înseamnă un fel așa de a duce mureșul. Da, dar gândește-te că dacă mureșul de aici trebuie să plece la alții și la noi o veni mureșul de la alții. Că nu de aici izvorăște. Împarte-o în șapte și chiar în opt, că nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. S-a întâmplat, scrie în Faptele Apostolilor, s-a anunțat că va fi o foamete și s-a hotărât să trimită un ajutor în altă parte. Și scrie aici în 2 Corinteni, capitolul 8, spunea Apostolul Pavel, versetul 13, aici nu-i vorba ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți strâmturați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum. Asta se întâmplă și în familie, dragii mei. Părinții dau la copii. Dacă nu le dăm la ăștia mici, cine să le dea? Nu suntem datori să le dăm. Dar când vom fi noi bătrâni, atunci se întoarce roata. Și ne dau ei nouă. Deci a da este o compensare. Azi au unii, mâine alții. Dar și azi și mâine cei ce au, au de la Dumnezeu. Și lui Dumnezeu așa îi place copiii lui, să dea cei ce au la cei ce n-au. Amin. Despre macedoneni scrie că ei se gândeau că Pavel n-are, dar n-aveau ce da. Și cum au primit? Repede i-au trimis un pachet din Macedonia la Roma. Nu știu cum era atunci cu poșta. Da? Din sărăcia lor, ce-au fost în pachet? Nu știu. Dar au socotit cum avem Pavel în închisoare și n-are să-i ducem, să-i dăm. În al treilea rând. Și asta s-o cotesc, e motivația cea mai puternică pentru inima noastră. Scrie în 1 Ioan, capitolul 3, citesc de la versetul 16, noi am cunoscut dragostea Lui, aceea a fost prima motivație că ne-a dat, suntem datori. Versetul 17, dar cine are bogății lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Doamne, ajută-ne! Dragostea te va motiva să dai și la frați și la casa Domnului. 1 Cronici 29, cu 2 și 3. Regele David scria, spunea și a scris cronicarul, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc, era bătrân de acum, își epuizase puterile pe front, acum avea puține puteri la bătrânețe, fizic vorbind, da. Toată capacitatea lui a pus-o în slujba acestui deziderat să construiască templu. Și scria apoi în versetul 3, mai mult, în dragostea mea, asta e motivația puternică, dragostea, pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Și enumeră niște cantități industriale. Era bogat și avea, dar a făcut-o în dragoste. Să ne ajute Domnul și nouă. Noi chiar suntem acum în lucru aici. Sunt dragostea Dumnezeului meu. Am dat mai mult decât am socotit că trebuie, că așa e dragoste. Dă, nu trebuie lege unde e dragoste, unde nu, acolo numai cu socoteli, dar unde e dragoste nu mai trebuie socoteli. Să ne ajute Domnul să avem astfel de motivații, suntem datori și să o facem din dragoste, amin. În al doilea rând, după motivație, cui să dăm? Oarecum am anticipat, dar vă reamintesc. Cred că sunt trei capitole. Primul este casa Domnului. Așa cum scrie în cartea profetului Maleahi, se întorseseră ei din robie, citesc din capitolul 3, și era nevoie din nou, s-a construit templu, era o nevoie de întreținere.
Citesc de la versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa vestiriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul. Interesant. Zice Dumnezeu, dați-mi ca să vă pot da. Aduceți ceva aici ca să pot binecuvânta. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dar unii nu dau nici în nădejdea că vor căpăta după aceea. Ce n-au, credință sau dragoste? Zice în cartea Hagai, ceva mai înainte, puțin istoric vorbind, versetul 2, poporul acesta zice, n-a venit vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Versetul 4, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Și mă uitam dimineață pe aici când nu-i gata pe acolo, pe la geamuri, și că mai trebuie multe și multe. Și din nou este promisiunea binecuvântării, versetul 8, suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa și eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, auzi. Se slăvește Dumnezeu când contribuim pentru casa Lui. Casa Lui a fost construită, mai întâi a fost cortul, apoi a fost templu, dar a fost nevoie apoi de întreținere. Să vă citesc doar dintr-un pasaj, cartea a doua a cronicilor în vremea lui Ezechia, scrie în capitolul 31, de la versetul 4, și poporul a primit porunca să dea preoților leviților partea cuvenită ca să ține cu scumpătate legea Domnului. Și citesc apoi de la versetul 6. Copiii lui Israel au dat zeciuiala din boi, din noi, zeciuiala din lucruri sfinte care au închinat Domnului și au făcut mai multe grămezi. Au început să facă grămezi în luna a treia și au isprevit în luna a șaptea. Ezechia și căpetenile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. Ezechia a întrebat pe preoși, pe leviți de grămezile acestea. Atunci marele preot Azaria din casa lui Țadoc a răspuns, de când au început să se aducă darurile în casa Domnului? Noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas. Deci Dumnezeu, când vede că noi contribuim pentru casa Domnului, se angajează automat. V-am dat câteva texte, toate arată același adevăr. Dumnezeu dă binecuvântare. Dumnezeu să rânduiască și aici ajutoare și din altă parte, dar să știți că în primul rând Dumnezeu, dacă vrea să ne binecuvânteze pe noi, trebuie să contribuim noi. Doamne, ajută-ne! Apoi este nevoie și de întreținerea slujirii. Instrumentele astea la care cântă băieții, toate au costat, știți, din când în când s-a mai făcut câte o colectă. E vorba de misiunea care se face, de misionari care vor pleca în alte țări. Scrie în cartea Neemia, vă citesc din capitolul 12 și scrie aici, am văzut 44, în ziua aceea și fie astăzi ziua aceea. S-au rânduit oameni să privegheze, însărcinați, să dea părțile hotărâte preoților, leviților, și nu e vorba de noi, eu pot predica liniștit, nu sunt plătit de biserică, deci pe nimeni nu poate să spună, fratele Iosif face aluzii, n-a fost cazul și nu este. Vorbim de dărnicie la modul general, de ceea ce este scris în Biblie. Versetul 47, tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților, ușierilor, au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfințite cuvenite lor. Așadar, să avem în vedere construcția de locașuri de închinare și slujitorii, care se implică într-o parte sau alta, misionar și tot ceea ce este necesar pentru întreținerea celor ce sunt implicați în lucrarea Domnului și Domnul să binecuvânteze și pe cei ce dau și pe cei ce slujesc. Un al treilea domeniu este cel al săracilor. A spus Domnul, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Și poate sunt unii care au mai mare deschidere la săraci. De regulă, când cineva vrea să dea un ban,
dacă trebuie să fac pe poștașul, asta mi-este prima întrebare. Pentru ce vrei să-i dai? Sunt oameni care au spus, eu pentru construcții de locașuri de închinare. Altul spune, eu la văduve. Foarte bine, respectăm destinația, fiecare cu contul unde vrea. Știți că în Evanghelie scrie că s-a turnat mirul pe cap și în alt loc scrie că pe picioare. Și întreabă unii, vorba de aceeași situație, de aceeași seară? Și eu le spun, măi, auzi, toarnă-l unde-l vrei, toarnă-l pe cap, toarnă-l pe picioare, dar toarnă-i. Fă să se răspândească mirosul mirului care a costat mult acolo. Fii Marta care pune mâna, fii Maria care dă banul, scutit numai Lazar, că fă bolnav. Cei ce înțeleg vor fi implicați pe deplin lucrarea Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. Îmi spunea un frate, m-a adus de la Cimpa până la gară în Simeria și pe drum mi-a povestit că Dumnezeu l-a chemat să construiască locașuri de închinare. A zis, eu n-am bani, dar îmi pun timpul la îndemână, sunt zidar. Și odată spunea, m-am îmbolnăvit, că am zis, am construit vreo 3 locașuri de închinare, mai facă și alții. Urma să fie operat la coloană, la Timișoara, operație mai complicată, și el a zis, nu e problema coloană, e problema inima mea. Și-a hotărât câteva zile de post și rugăciune și înainte de a fi trimis la Timișoara, a rugat pe medic să-l lase acasă, a chemat frații să facă ungerea, s-a făcut sănătos. M-au zis, știu ce am de făcut săptămâna asta, nu la Timișoara, trebuie să mă duc în Oltenia. Și-a zis, Doamne, dar cu ce? Am ascultat și mă duc. Miercuri l-a sunat un frate din Spania și am spus, am câțiva bani, dar nu-i dau numai pentru a se construi casă de închinare unde nu este. Și-a zis, cu ăștia începem. Povestea e mai lungă, de fapt, nu-i poveste, e un mare adevăr. Acolo a fost o deschidere, s-au împotrivit unii oameni, Dumnezeu i-a dat la o parte și n-a durat mult și a fost un locaș de închinare și s-au mântuit oameni. Dumnezeu, dacă dă darul sfinte și dacă dă bani, așteaptă să facem ceva. Ți-a dat Dumnezeu harul să cânți? Cânt. Ți-a dat Dumnezeu un ban? Contribuie și fie Domnul slăvit în toate acestea. De fapt, la întrebarea cui să dăm, vă dau un alt răspuns. Foarte simplu, scurt. Domnului. Ce a zis Domnul? Vă citesc din Matei 25. Și cine privește așa, știe ce are de făcut. Matei 25, de la versetul 35. Căci am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, ați venit să mă vedeți, am fost în temniță, ați venit pe la mine. Doamne, când te-am văzut noi în situațiile acestea? Versetul 40. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, nu între acestea foarte neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Da? Cum zicea cineva când a dat un ban și altul l-a întrebat, dar îi împrumut sau îi de pomană? O zis, bă, nu-i nici împrumut, nici de pomană. Îi în numele Domnului. Eu dau Domnului să ne ajute Domnul, așa să credem, așa să facem. De altfel, nici să nu ne credem mare noi că noi dăm Domnului. Deși Dumnezeu așa se comportă cu noi, un verset temă pentru acasă, asta nu spun, unde scrie, că cine ajută pe sărac împrumută pe Domnul. Adică de cumva nu ți-a dat Dumnezeu până acum, fi sigur că îți dă după aceea. Deși nu asta trebuie să fie motivația noastră. Dar mă întorc puțin la 1 Cronici 29, are David un cuvânt în rugăciunea sa care reflectă gândirea lui, era omul după inima lui Dumnezeu. 1 Cronici 29, de la versetul 12, de la tine vine bogăția și slava. Versetul 14, că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Numai de bunăvoie primește Dumnezeu, nu uite sil. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Ați reținut? Totul vine de la Dumnezeu și dacă noi dăm ceva la Dumnezeu, de fapt nu dăm de la noi, e de la El. Cine crede că e a Lui, nu e a Domnului, să le țină pentru El. Dar cine e conștient că tot ce avem e de la Domnul, va da Domnului. Amin. Mărit să fie Domnul. În al treilea rând, cât să dăm? Acum m-a ajuns la matematică.
cât să dăm. Cât dădeau evreii în Vechiul Testament? Zeciuială, da? Numai atâta. Dar primele roade? Intrau în zeciuială? Nu. Dar ultimele roade, că n-aveai voie să culegi via a doua oră, alea, ce cu ele? Da darul de jertfă de mulțumire și alte daruri care se aduceau în diferite ocazii. Alea se adaugă lângă zeciuială. Poate vor spune unii, frate, Noul Testament nu scrie. Ascultă-mă ce scrie în textul de astăzi, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Eu nu voi fixa procent, v-am spus doar că la evrei era mai mult de 10%, că lângă zeciuială erau și alte forme de a dărui pentru templu sau pentru săraci. Plus că erau și împrumuturile acelea, despre care scrie în Deuteronom 15, și dacă nu-l mai putea rambursa, trebuia să-l lași, să nu-l mai ceri înapoi. Ar fi și o altă referință nouă testamentală, 1 Corinteni 16, scrie în versetul 2, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Deci aici are în vedere și procentul. Câștigi mai mult, poți mai mult să pui, nu? După câștigul lui. Dar în fond este cât ai hotărât tu, cât te lasă inima pe tine. Aici vin cu un amănunt. Să știți că Dumnezeu nu pretinde dintr-a nostru nimic, adică din ceea ce trebuie să ne revină nouă pentru întreținere, nu pretinde din ceea ce îi revine cezarului, numai din ceea ce în mod normal un om dă pentru ce îi place, pentru ceea ce se închină. Cât cheltuiește un om din lume pe ce îi place? Îmi plac calculele, e specialitatea mea profesională. Un om de lume dă 20-25% pe ce îi place, cheltuieli de concediu, de weekenduri, de țigări, de băutură, de distracție. Când te pocăiești, nu-i trebuie lui Dumnezeu niciun leu în plus, numai tot ce ai dat la Dumnezeii tăi să dai de acum la Dumnezeul tău. Dar dacă nu poți să dai când te-ai întors la Domnul cât ai cheltuit pe plăcerile tale, ceva nu-i bine. Repet, nu ia Dumnezeu din ce trebuie să mănânc eu. Asta, dacă tu vrei să faci un serviciu, fă-l din dragostea ta. Dar Dumnezeu vrea să-i dăm ceea ce este normal să dai cuiva pe care îl iubești, cui te închini. Amin? Să ne ajute bunul Dumnezeu. De regulă, frații petreceau concediile în lucrarea Domnului, în misiune. Dacă cineva trebuie să meargă la băi că e bolnav, nu facem sesizări, dar să mergi așa în concediu, să petreci, asta dovedește cui aparține inima ta, că unde-i inima, acolo și comoara. Deci cât să dăm, cât e potrivit pentru ceea ce ne spune inima noastră. Dumnezeu să ne ajute. Și ultima întrebare, cum să dăm? Proceduri și stări. Exemplu rămân aici în 1 Corinteni 16. Versetul 3. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici. Deci cu oameni de încredere să operăm ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Ci vorba de strângeri colective. Că Biblia spune, știți, în Matei 6, și de a da, să nu știe stânga ce face dreapta, când dai în taină, să nu popularizezi. Dar cum suntem noi aici cu amenajările cerute de lege, astea trebuie să o facem la lumină, trebuie să anunțăm când este cazul. Dacă e vorba de colecta pentru săraci, care este astăzi, o facem împreună. Și aș mai spune ceva, cred că e vorba de o gândire la nivel de familie. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 8, că doar acolo e bugetul, nu?
Sperăm că nu-i vorba la pocăiții noștri că bărbatul e cu punga lui și nevasta e cu punga ei. Atunci mai vor și copiii pungă. 2 Corinteni, capitolul 8. Vă citesc de la versetul 1. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Ascultați. De ce au fost în stare vecinii noștri mai la sud de Dunăre acum aproape 2000 de ani? În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe. Cumva la Pavel a fost și greu să spună, măi, contribuiți și voi cu cei din Ahaia, ăia stăteau mai bine. Dar l-au rugat ei, prinde-ne și pe noi în acest proces de strângere ajutorare. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduiam, ci mai întâi s-au dat pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Fie că atât bărbatul cât și femeia să fie darnici, să se dăruiască Domnului cu ceea ce au și să hotărească de comun acord în familia lor, dăm asta Domnului, așa cred eu că se proceda la Ierusalim. Că știți că și Anania și Safira acasă s-au înțeles, nu? Numai că înțelegerea lor n-a fost bună. Dar ceilalți au hotărât, vindem un ogor. Acum, cum este și la noi în țară legislația, păi nu poți să vinzi ogorul la notar, să semneze și nevasta, nu? E coproprietar. Asta e bine când se înțeleg împreună și dacă și copiii vor să contribuie și ei, să dăm ceva Domnului, într-o parte sau alta. Și scrie aici în 2 Corinteni 9 și asta vreau să accentuez. Dacă am pus înainte întrebarea cât, scrie în versetul 6, cine seamănă puțin, puțin va se cera, seamănă mult, mult va se cera. Dar ascultați ce scrie aici în versetul 7, partea a doua. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Să poți să dai ca Dumnezeu cu bucurie, fără părere de rău, având în vedere nevoile. Vă dau două cazuri din Vechiul Testament, așa, fără să citesc, vă amintiți ce scrie. 1 Samuel 25, s-a dus David, a trimis o trupă de băieți, a întrebat pe Nabal dacă vrea să facă o sponsorizare. Avea de unde. Bogat. A motivat. O dau la cine știe de nu știu unde. În cartea 2 Samuel este scris că atunci când a fugit David din calea fiului său Absalom, din nou a ajuns bietul David partizan. Numai că de data asta a întâlnit un alt bogat, de fapt a fost un grup de oameni, și scrie, asta citesc că îmi place, au adus de toate. Și vă rog, rețineți, exista un risc așa ca înainte. Dacă atunci afla Saul, putea să aibă probleme. Dacă acum afla Absalom, din nou. Dar scrie aici ce motivație au avut. Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustie. Adică nu s-au întrebat că de ce au fugit, că Dumnezeu l-a pedepsit, că trebuia să se descurce. Măi, au nevoie. Și gata. Și când așa pui problema, atunci găsești motivație și o faci cu bucurie. Doamne, ajută-ne! Îmi amintesc că eram într-o dată într-un birou și erau doi frați acolo care răspundeau orecum la o societate de ajutorare. Și a venit cineva să ceară pentru altcineva, cum este în pilda aceea, să te duci la un prieten, să ceri pentru un alt prieten. Și un frate așa mai rece a zis, nu avem acum fonduri, citat închis. Celălalt parcă început să-și frece mâinile, a căutat prin hârtii, s-a gândit, auzi, nu pleca. Trebuie cumva să o rezolvăm. Mă zic că ăsta e din ăla din Macedonia, n-are, dar se gândește cum să rezolve. Și știu cazul acelui frate, dintr-un alt episod interesant. Era un magazin de haine second sau așa ceva și ne-a povestit una dintre femeile care lucrau acolo. S-a găsit niște huse pentru mașină care potriveau la un anumit tip de mașină și
Și a zis, spune-le deoparte, respectivul răspundea, cum vă spuneam. Și vine între timp altcineva și spune, aș căuta și eu huse pentru mașină. Și fratele ăsta care era acolo zice, dăm cheia de la mașină, am găsit. Și repede a dus husele astea în mașina lui. Și sora aia zice, dar nu știu dacă mai găsim altele și astea potrivit la mașina dumneata. Auzi, las că el are nevoie. Da, îl cunosc pe omul ăsta. Sunt oameni care au inima asta. Ăștia numai ideea să le-o dai, nevoia să o afle. O fac cu bucurie ca pentru Domnul. Ceilalți, și dacă aș mai predica eu puțin și alții după mine, tot sunt în stare să spună că nu-s lămuriți. De aia nici nu mai vreau să-i lămuresc pe alții, ajunge pe câți am lămurit până acum. Cine are inimă bună, o va face. Și închei, citindu-vă și de aici, din 2 Corinteni 9, să vedeți ce stare se lasă în urmă după ce ai prins gustul ăla a da pentru casa Domnului, pentru cei ce sunt ai Domnului și chiar pentru alți necăjiți din lumea asta. Scrie în 2 Corinteni 9, de la versetul 9, că să știți, oameni darnici sunt și în lume, dar în poporul lui Dumnezeu oameni zgârciți nu sunt. Asta e regulă. Darnici, repet, sunt și în lume, filantrop de carieră, dar în poporul lui Dumnezeu zgârciți nu sunt. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui ține în veac. Dărnicia cu neprihănirea sunt într-un tandem absolut. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vouă, vă va mulți și vouă sămânța de semănat, vă face să crească roadele neprihănirii voastre. Deci dărnicia te ajută și în celelalte domenii ale vieții. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi vă face să vă aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darul acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu. Vedeți câte beneficii spirituale sunt aici? Și mă adaug Proverbe, capitolul 11, ca să înțelegem cum spunea Pavel că a zis Domnul că e mai ferice să dai decât să primești. Proverbe 11, versetele 24 și 25. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Dar cum? Asta de la Dumnezeu citire. Altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Dacă vrei, pune-ți în plan. Și spune și versetul următor, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Și cum spunea Pavel, toate acestea să fie spre slava lui Dumnezeu. Mulțumim lui încă o dată pentru darul lui nespus de mare. Amin.